Planurile premierului de a reduce adaosul comercial pentru 14 alimente nu sunt implementate pe teren la fel de bine ca pe hârtie. Piețarii din Timișoara resping clar decizia guvernanților și anunță că prețurile la tarabe vor rămâne neschimbate, iar asta pentru că orice modificare a prețului ar duce la pierderi uriașe. De la începutul lunii august, conform ordonanței date de Marcel Ciolacu, 14 alimente de bază au adaosul comercial plafonat timp de 3 luni, decizie cu care marii retaileri au fost de acord. Însă, de partea cealaltă, piețarii rămân ferm pe poziții și anunță că nu vor reduce prețurile la tarabe. Nu știu cât să mai reducem de atâta. Curentul e scump, apa e scumpă, totul este îngrășămintele cu care trebuie că lucrăm cu bio, iar sunt scumpe și atunci nu avem cum să reducem. Aceștia susțin că o reducere a prețurilor nu ar face decât să le închidă afacerile, care oricum au avut de suferit în ultima perioadă. Prețurile nu avem cum să le reducem la marfă, pentru că este investiția foarte mare. Ziua de lucru la un om pe 8 ore este de 200 de lei, de 3 ori mâncare, cafea, băutură, țigări. Atunci unde-i transportul meu? Pe mese dăm 3 metri lungime, 80 lățime, 2000 de lei pe lună. Este peribil. Deci nici nu mai punem. Anul ăsta să terminăm și nu mai. Dacă tot așa merg lucrurile, nu se mai poate. Chiar și așa, lumea nu se mai înghesuie să cumpere. Vreau să vă întreb dacă resimțiți cumva ieftinirile anunțate de guvern. Nu simțim, sub nicio formă. Din potrivă, piața e destul de scumpă. Se pare cel mai scump. Nimic. Cam tot ce vreau, având în vedere portofelul și pensia, totul e scump. Deocamdată nu se simte nimic, asta vreau să spun. Pentru pensiile noastre, la 2000 de lei, cam complicat cu piața. Nu-i chiar așa și ce este e puțin, ce intră în categoria e puțin pe raft. În prezent, în piețele din Timișoara, de exemplu, un kilogram de roșii se vinde între 6 și 8 lei, un kilogram de ceapă cu 7 lei, cartofii sunt 6 lei, iar fasolea verde 15 lei.